Flo, tu ești sigur că nu vrei să mai cumpăr gogoși? Eu mi-am luat două și zic sincer că nu am de gând să le împar cu tine. Orice, dar nu gogoșile mele. Nu, Dia, că ți-am zis că vreau să mă bag pe dietă. Așa că dacă știu că nu am, nu o să mă ating de ele. Dar mereu zici așa și după tot îmi cer. Te zic, aș fi luat mai bine 3 sau 4 să fie acolo și te hotărăști tu dacă mănânc sau nu. Nu, nu vreau să cad pradă tentației. De-aia zic, ia cât ai nevoie tu și gata. Te rog să mă susțin decizia asta. Ok, cum spui tu, dar să nu-mi cer după. Ce tot faci? Nu te pui să ne uităm la film? Că imediat începe. Și dacă pierzi începutul, nu mai înțelegi nimic. Și eu nu stau apoi să-ți explic ție. Imediat, ai răbdare, mi-o suc părul, mă duc să-mi iau ceva dulce și vin. Ceva dulce? Dar știi că sunt la dietă. Mănânci așa în fața mea fără rușine? Ia zi, ce îți iei? Păi am gogoșile alea bune pe care le-am cumpărat azi. Dar tu oricum ai zis că nu vrei. Deci să nu-mi cer, că nu le împar cu tine. Nu, nu am să-ți cer. Flo, unde mi-ai pus cutia cu gogoși? Că nu mai găsesc. Pot să jur că am lăsat-o aici. Ce? Mi-ai mâncat gogoșile? Dar asta e nesimțire deja. Lasă că-ți arăt eu ție. Lucruri de genul nu se fac. Flo, te-am întrebat la magazin de 5 ori dacă vrei și mi-ai zis că nu. Iar acum când merg în bucătărie găsesc cutia goală aruncată în coșul de gunoi, chiar nu ți-e rușine? Dia, dar ce voiai să fac? Îmi era și mie poftă, sunt și eu om. Chiar nu ți-e milă de mine? Tu chiar nu știi să împarți, femeie. Ba știu să împart, de-aia te-am și întrebat dacă vrei. Și dacă tot vorbim de împărțit, le-ai mâncat și pe amândouă, nici măcar o firmitură nu mi-ai lăsat. Dar nu înțeleg de ce faci atâta caz pentru două gogoși. Jur că nu înțeleg, parcă turbezi. Du-te și mănâncă puțin zahăr, o să te calmeze, că deja ai spume la gură. Flo, nu fă mișto de mine, eu nu turbezi din cauza gogoșilor, ci din cauza ta, că ai zis clar că nu vrei și după mi le-ai mâncat pe amândouă, de asta turbezi. Bine, gata, șefa, că merge mâine și îți iau altele, doar nu mă bate. Promit că îți iau 3 cutii, nu una. Nu mai are sens, oricum cei de acolo au închis gogoșeria pentru o lună. Și muream de poftă, mersi, Flo, nu mai vorbesc o săptămână cu tine. Ia uite, domnule, la aia. Jur că nu o înțeleg, mai are puțin și bagă divorțul pentru o gogoașă. Ce faci aici? Încă ești botoasă din cauza gogoșilor? Hai mai Dia, treci peste. Când vor deschide, peste o lună mergi și-ți iau. Ia zi, ai nevoie de ajutor? Nu mulțumesc, nu am nevoie de nimic. Mă descurc și singură. Dar foarte încăpățânată mai ești. Doamne, au trecut 2 zile deja și abia vorbești. Niciodată nu ne-am certat așa. Ce se întâmplă cu tine? Iubești mai mult gogoșile decât pe mine? Nu e vorba de gogoși, s-a mai zis. E vorba de actul în sine și de faptul că orice faci tu, ai impresia că nu e grav și că nu ar trebui să mă supăr. Pur și simplu nu știi să accepți că ai greșit. Ok, Dia, iartă-mă, am greșit. Promit că de acum mă las definitiv de gogoș. Ba chiar voi deveni gogotarian. Te-ai prins de la vegetarian, doar cu gogoș? Mă rog, în fine. Hai, lasă acum asta, pentru că trebuie să ne ocupăm împreună cum trebuie de botez. Și nu merg lucrurile dacă stăm așa botoși. Aoleu, ferească sfântă, dar ce-au pantalonii ăștia? Aur, de ce costă atât? A stat cineva să coase la ei 5 ani sau ce? I-a purtat regina Angliei? Că nu înțeleg, e strigător la cer să dai aduța bani pe o pereche de pantaloni. Și ia uite și la pantofii ăștia. După ce că sunt inconfortabil și te mai ales și cu un picior rupt, mai costă și 200 de lei. Dar ce ăștia cred că eu dau la sapul o lună ca să vin după să le cumpăr pantofi? N-ai să vezi. Mătușă, ți-am zis că nu trebuie să-ți faci griji pentru bani, că plătesc eu. Tu doar alege ceva să-ți placă ca să strălucești în ziua botezului. Da, ce vrei să zici? Că eu nu strălucesc? Fata mea, eu ies în evidență oriunde aș merge. Nu am nevoie de scumpeturile astea ca să fiu frumoasă. Și în plus, sigur găsesc eu ceva fain la tanti Ionica la chioșc. Măcar probează niște haine, orice vrei tu din magazin. Să vedem cum îți vin și dacă nu-ți place, facem cum vrei tu, ok? Nu știu ce să zic. Pantalonii ăștia sunt cam strânți. De ce i-au făcut așa? Au rămas fără material sau vor să zică că sunt eu pe agasă și nu intru în ei? Sincer, nu mă simt prea confortabil. Deși sunt haine fine și alese cu gust.
Tu ce părere ai? Sincer, am impresia că ai căutat cele mai urâte haine din magazin, le-ai combinat și le-ai pus pe tine. Serios acum, erau niște rochii atât de superbe acolo și tu le-ai ales pe astea? Nici măcar nu se potrivesc. Dacă vrei, poți să renunți la bereta asta. Mie îmi place, dar dacă comentezi tu atât, renunți la ea. După ce terminăm cu toate astea, vreau să vii acasă să mă ajuți. Avem o grămadă de invitați și nu știu de unde să încep. Chiar nu mă descurc singură, mai ales acum că sunt certată cu Flo. Dar de ce m-aș certa, dragă? Îți dau un sfat. Când nu-ți convine ceva, dă-l afară din casă. Să vezi că nu mai face a doua oară. Eu așa făceam cu soțul meu când era mai tânără. Nu să-l dau afară, mătușă, ci Dumnezeu. Ne-am certat din cauza unor gogoși. Oricum, nimic important, dar vreau să înveți o lecție și să-și dea seama de greșeli. Din cauza unor gogoși? Aoleu, așa făceam și când erai mică. Stăteai potoasă zile la rând când îți mânca cineva dulciurile. Eu credeam că v-aș certa din cauza ceva mai serios. Chiar mă gândeam că poate nu ți-a dat bani să-ți iei și tu o bere acolo. Bere? Dar eu nu beau bere. Ăla e motivul tău de ceartă cu unchiul. Ne confunzi. Hai, du-te la doamna să-ți aranjeze părul. Cum ați dori să-l facem? Drept sau ondulat? Nu mă lua așa, fetița. Întâi spune-mi cât costă, că nu va niciun preț afișat pe aici. Sau ce, lucrați pe gratis? Indiferent de ce doriți, la noi este 100 de lei. Avem cele mai bune prețuri de pe piață. Ai de viața mea, dar ce, eu nu mă pot coafa singură? Crezi că sunt incapabilă? Nu-ți dau 100 de lei nici dacă mă tunzi la sub braț. Pleacă de aici, domnișoară! Intrați, vă rog, să luați loc la masă și imediat venim și noi. Nu te cred că ai invitat-o și pe asta. Zic de pe acum că ai stricat petrecerea. Știi câtă lume o urăște? I se spune sclifosita. Aoleu, vine și domnul îngânfat. Ăsta se crede un mare domn doar pentru că are și el o amărâtă de firmă și vinde mere. Ia uite, n-a fost în stare să aducă nici măcar un cadou. Dar arată de zici că-l dau banii afară din casă. Zic de pe acum că ăsta o să vă mănânce toate prăjiturile. Ați luat și ceva extra? Dacă nu, eu zic să mergem să le ascundem, că mi-e cam frică. Hai, băiete, să mergem și noi să vedem copilul, că nu l-am mai văzut de la spital. Nu așa repede. Ia spuneți, ați luat bilet? Bilet pentru ce? Să vedeți copilul, evident. Nu acolo mergeți? Cum să cumpăr bilet să-mi văd propriul nepot? Ai nebunii la cap, femeie? Dar unde te crezi, la grădina zoologică? Nu treceți până nu plătiți biletul. Am fost pus aici special să protejez acest copil. De oameni ca voi care nu sunt în stare să scoată nimic din buzunar la un botez. Să vă fie rușine! Mătușă, ce tot faci aici? De ce te pui în fața oamenilor? Nebuna asta vrea să-i plătim taxe ca să vedem copilul. Mai zi ceva! Mătușă, te-am rugat să ai grijă de copil, nu să faci de astea. Te rog, nu mă mai fă de râs și lasă oamenii să treacă liniștiți. Habar nu ai ce pierzi, fată. Tu chiar nu știi să te descurci în viață.